المشترك الذي تحاولون الاتصال به Hei, prieteni, bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi voi apela mai multe numere înfricoșătoare sau bântuite, spuneți-i cum doriți, pe care nu ar trebui să le apelați voi niciodată. Cel puțin ăsta este sfatul meu, deja fiecare face ce dorește. Chiar acum, de pe telefonul meu, voi apela aceste numere pe care le-am pregătit deja. Voi apela direct de pe telefonul meu, deoarece nu sunt un laș, așa că să începem chiar acum. Cel puțin după părerea mea, nu prea cred în toată treaba aceasta, dar fac acest videoclip special pentru voi și haideți, zic eu, să-i dăm drumul. Dar înainte de toate, nu uitați, apreciați acest videoclip cu un like, să adunăm cât mai multe like-uri și scrieți-mi în comentarii, chiar vă rog să faceți acest lucru, dacă mai doriți să continui cu clipuri horror. Mă gândeam să mai fac un videoclip despre sau cu păpușa ucigașă. Băi, nici n-am sunat și deja. Deja au venit la mine acasă sau care trebuie? Ok, stați liniștiți. Vecinii mei fac reparații, renovare și așa mai departe. Ce să faci? Îi suportăm atâta timp cât îi suportăm, că apoi după... Da, în fine. Haideți să trecem mai departe și să vedem ce se întâmplă. Ok. Avem 15 numere de telefon înfricoșătoare, bântuite. Deci eu am tradus această pagină, adică nu eu, automat a făcut-o Google, din engleză în română și... Na, s-ar putea ca cuvintele astea să fie așa... schimonosite, încurcate și tot așa mai departe, deci să nu sune bine, dar ce contează pentru noi sunt numerele și cine ne va răspunde, așa că na, nu trageți foarte mare atenție. Primul număr este 1000000000. Nu știu, se pun și zerourile din paranteză sau nu, dar în fine, vom încerca și așa și fără ele. Da, este din Asia. Se spune că oamenii cred că acest număr că este numărul morților, mam. Dacă te sună persoana iubită decedată, dorește să te contacteze. Prin urmare, ce mă? Prin urmare, despărțiți-vă de spiritul înainte de a fi rănit. V-am spus puțin, na, sună ciudat, sunt încurcate cuvintele, dar în orice caz, vocea masculină îți poruncește să ceri 15 persoane să-l sune sau să moară într-o săptămână pentru că... Ok, am înțeles. Haideți să facem în felul următor. Unde era numărul? Puțin mai sus, stați așa. Ok. 1000000000000, da? Asta dacă se cu numerele din paranteză. Ok, haideți să apelăm. Acest număr nu există. Ok, hai să încercăm fără zerourile din paranteză. 1000000. Go. Acest număr nu există. Ok, pe primul număr n-a răspuns nimeni, de fapt nici măcar. Nu se duce, nu există sau ceva nu fac eu corect, trebuie vreun cod, ceva să pun înainte, nu știu, dar vedem mai departe. Iată, al doilea număr este din Bulgaria. Număr bulgar și-a pierdut viața celor trei proprietari. Aceste incidente au zguduit întreaga Brazilie, unde locuiau victimele. Povestea a devenit mai interesantă când compania care a emis linia a blocat-o definitiv. Eu încerc să înțeleg toată treaba aceasta, uneori nu mi se primește, dar în fine. Ok, hai să sunăm. 0888888888. Sper că nu am greșit nimic și go. Acest număr nu
există. Этот номер не существует. This number does not exist. Acest număr nu există. Băi, începe să mă îngrijoreze acest fapt, adică na. Ce, chiar niciun număr astăzi nu vom reuși să dăm de cineva, să, mă rog, hai să mai vedem o dată. Numărul 3 este din Japonia. Ok, hai să facem așa, 0, 9, 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Mulțumesc. Ok, stai calm, 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 calm. Mulțumesc, vecini, mulțumesc. Nu era nevoie și a doua oră. Hai, serios acum. Deci, apelăm. Acest număr nu există. Ok, să zicem că într-adevăr este așa. Sper să nu fac eu vreo greșeală și că nu trebuie careva coduri introduse înainte de aceste numere, dar mai departe este numărul roșu, Pakistan. Noi vom merge mai departe. Pakistanezii au primit mail-uri alarmante și mesaje text în 2017 despre un apel cu un număr roșu pe care au afectat nervii creierului, deoarece avea o gamă de frecvență înaltă. În mod surprinzător, emailurile și mesajele text au fost urmărite la diferite numere de telefon. Ok, bine, am înțeles. Haideți să... este mai scrie ceva aici jos. Cine a avut îndrăzneala să joace pakistanezilor un joc atât de sfâșietor? Guvernul, mă rog. Și așa e schimonosit aici textul și... Na. N-are rost, haideți să apelăm numărul. Deci, care este numărul? Băi, ce-a fost asta? Lipsește numărul, nu? Ori nu-l văd eu, ori lipsește numărul. Ok, haideți să trecem în Thailanda. 999 9999. Ok, ascultăm. Acesta este căcat. Pentru a apela la partea telefonie mobilă, este necesar să formați 0 și numărul abonentului începând cu 6 sau 7. Deci, sărbinie, bisplata, leta voștru. Ok, dar cum pot să încep cu... Stai. 0, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Trebuia și 7 sau 6, cât a spus acolo? Acest număr nu există. Este 0, 7. Așa. Ce, mă? Bă, mi-a răspuns și ce-a spus, mă? Sau care-i faza? Bă, la un moment dat am crezut că este un număr de la noi, din Republica Moldova, deoarece ați văzut, este cu 07 și 999, este un număr de Molcel, dacă nu greșesc. Întâmplător s-a primit așa. Dar sau sunt mai multe cifre? Trebuie să fie undeva... Ai vecine să-mi bag? Trebuie să fie 9 cifre dacă se vii la Molcel, mă rog. Dar în fine, nu înțeleg care este treaba. Ce a spus? Ok, să mergem mai departe. Este un număr din Marea Britanie. Ce se întâmplă dacă suni la 20202020? Nu vă lăsați păcăliți să credeți că este un numărul morților.
o carte care conține povești adevărate cu fantome, a prezentat o poveste despre numerele de telefon înfricoșătoare pentru a suna în Marea Britanie. Băi, are așa un înțeles, totul este schimonosit. Cartea povestește că copiii din anii 1970 din Marea Britanie pot apela această linie misterioasă gratuit printr-un telefon public. Băi, vecine, băi. Femeia... Deci ce mai este nevoie să mai sun pe aceste numere dacă există ăsta de jos, vecinul? La ce bun? Femeia de la celălalt capăt al convorbirii striga: ajutați-mă, ajutați-mă! Susie e pe moarte. Susie, Susie. Băi, probabil are o altă... Trebuie să pronunț altfel, dar na. Femeia devastată a rămas anonimă până în prezent, iar Susie trebuie să fi murit de câteva ori dacă 1 milion de oameni au sunat la linie. Băi, hai mă, serios acum. 2-0. 2-0, 2-0, 2-0. Cred că așa e. Ascultăm? Bă, se duce, ești prost. Credeam că se duce, dar nu. Bă, deci rămân total șocat. Numărul 7, aici avem un număr din Statele Unite ale Americii. Veți auzi o fiică rugându-i pe mama ei să-și... Mă rog, veți auzi o fiică rugându-o pe mama ei, aici v-am spus, este tradus ca mai iurea, dar în fine, să-și curețe viața când suni la 216-333-1810. Povestea mai spunea că ea este închisă într-o cameră, iar sunetele de împușcături umplu partea din spate. Ei bine, o trupă rock populară a fost folosită această tactică pentru a atrage atenția lumii. Sună-l acum pentru a afla adevărul odată pentru totdeauna. Băi, serios acum? Haideți să încercăm. Iarăși, 1, 2... Zero. Ok, băi, vecine, o să ne certăm. Da, ok, am înțeles. Hai să mai încercăm încă un număr din Statele Unite. 1, 2, 0, 1, 4, 0, 4, 2, 4, 0, 4, cam așa. Acest număr nu există. Bine, frate. Și numărul 10, încă un număr din... Sau nu 10, stai, acum am sunat pe 8, dacă nu greșesc, da? Mai este și numărul acesta, 913, 535, 62, 80. Acest număr? 207, 536, 84, 74. Ups. Bă, deci e prea deja. Încă un număr din Statele Unite ale Americii. Ok, haideți să sunăm, că am văzut că mai sunt acolo jos și să nu fie prea lung videoclipul acesta. Să nu mai citesc toate nebuniile alea. 2, 8, 0, 6. Ok. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ok. Sau 6, 6, 6. Astea trei cifre. Băi, vecine, pe astea... Da, băi! Ale trei cifre, 666, le lăsăm la final, ok? Să vedem ce se întâmplă.
Iar acum continuăm cu alte numere. Băi, sper totuși să răspundă cineva. Acest număr nu există. Ok. 801. Foarte multe din Statele Unite ale Americii. De ce? Ce se întâmplă acolo la ei? Care e treaba? Acest număr nu există. Acest număr nu există. 858 651 5050. Acest număr nu există. Acest număr nu există. Ok. 701 3 4 7 19 36. Acest număr nu există. Acest număr nu există. Băi, ok, eu zic să sunăm pe 666, ce spuneți voi? Hai să apelăm și 666. Go. Băi, nici măcar 666 nu există. Ce naiba se întâmplă, ha? Haideți să sunăm și pe numărul acesta și să vedem ce se întâmplă, ok? 0-1-0-1-0-0-1-0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 -
Păi, vecine, tu te... Bă, deci ce-a fost pe numărul acesta și totodată și vecinul ăsta? Bă, mă duc să-l bat de-al...